Macarale nu mai râde mult în soare argintii, așa cum spun celebrele versuri, și asta pentru că sectorul construcțiilor este în plin declin. Se construiește din ce în ce mai puțin și, foarte posibil, mult prea puțin giurgiuveni construiesc legal, adică după ce obțin avizele și autorizațiile necesare. Conform unor date transmise recent de Direcția Județeană de Statistică, în iulie 2012 au fost eliberate 57 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în creștere cu 3,6% față de luna anterioară, dar în scădere cu 30,5% față de luna iulie anului trecut. Dintre acestea, circa 20% sunt în mediul urban și 80% în mediul rural. Numeric vorbind, numărul autorizațiilor eliberate pentru clădiri rezidențiale a fost cu 25 mai mic în iulie 2012 decât în luna iulie 2011. În mediul urban, numărul autorizațiilor eliberate în luna iulie 2012 a crescut cu 4 față de iulie 2011, iar în mediul rural a scăzut cu 29. Nu doar în perioada de referință a lunii iulie se înregistrează scăderi, ci și dacă luăm în considerare primele 7 luni ale anului. De la 1 ianuarie până la 31 iulie au fost eliberate 336 autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în scădere cu circa 16% față de perioada corespunzătoare a anului precedent.